Salutare, națiune jucătoare! Și bine v-am regăsit la un nou episod din Amnesia, The Machine for Pigs. Eu sunt Shaikan și colegul Costin. De ce te-ai îmbrăcat așa? Pentru efect, a fost Halloween, am intrat în atmosferă. Îmi pot spune Lordul Os. Yes, you are the boner. Exact. You are the boner. Și l-am pe Tom degețel cu mine. Yes, always you are the boner. Hello. Bun, rămăsisem în... Nuts. Yes. Warm nuts, sir. Rămăsisem în casa asta dubioasă. Și am avut sunet. Pentru că a prins sunetul. De frică sunteți sperii. Dragă... Gata, avem sunet. Yes. Am oprit sunetul ca să nu se reverbereze, să aibă oamenii calitate. Opa! O să aprind lumina. Și cam atâta pot să fac. Uite ușa. Costin, vrei să te... De ce trebuie să sună un telefon? E prietenul nostru, mă. Ăla care ne spune unde sunt copiii noștri. Și unde sună telefonul, mă. I have such visions to share with thee. If my jaw be unshackled and you harvest the crust from my eyes. What? Make me clean, Mantis, that my thoughts and words can unfouled be. Vrea să-l curăți? Nu te spăl, băi, și ne pun la cap. Du-te, bă, de aici. Ce crustă încerci să-i curăți? Nu știu, ai auzit că să-l fac curat. Așa a zis, make me clean. Uite, porc. Ah, cât încă puteai să-i... Ha, 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 da, uite. Ha, bă! Puteai. Ai fi putut. Aș fi putut, da, hai să vedem ce e aici. Căluț. Nu! Ba da. Vezi că nu pot. Da, nu m-a scos. Femeie. Lumina. 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 Și stai că ne-a dat un dă la un note. Da, nu. Orice literă de tot asta. E bună. All the suggestions of a large workforce get no actual signs of life. It is every bit as if someone has attempted to carefully create the illusion of working factory complex, yet this facade, when examined closely, is clearly just a fascination, but I must put aside my anxieties, quell the unease that beats my stomach and continue my path. Cum spunea și cineva când citea? Blububububub. Ai văzut că poți să citesc printre dinți, nici nu mi se mișcă gura. Hello! Da, oare ce ai putea să mai faci tu fără să-i miște gura? Cu gura. Să tac. Haha. Toate au spus asta la început. Cineva crede că are talent. Dar nu-mi place. Tu unde e radio-ul care nu cântă? Știu. Aici găsim ceva? Nu. Cred că radio-ul este acolo. Ce? Ce? Biblie un și rachiu? Sticle. Bă, da, deci în toate sertarele mele, sticle și Biblie. May 1st, 1899. Dar atunci... Very English, my friend. Da. But then, what if they could stand upright and walk as men? Dacă ar putea să... meargă ca oamenii. What if the brute were harnessed thus? Would they sing? Would they find their own god? Poate și-ar găsi Dumnezeu. I have seen these things and will tell you no. They will not, but they will happily accept fealty to a god thrust upon them and worship it thus. In this, I realize there are no different to the masses. They are much the same as us. Pam pam. Ceva interesant pe aici, prin sertare. Biblia. Pa, pa. O cămașă! De ce se ține sertar cămașa? Că poate bei ca porcul din al doilea sertar și ai nevoie de cămașa din al treilea ca să te schimbi când borăși pe tine. În al doilea e Biblia. Iar a gangbang? That's a shot. That's just called social gangbang. A, dar nu merge să deschid ușa de aici. A, da, merge. Da, doar că nu știți cum să o deschizi. De asta merge? De asta merge. Cred că pe ce am venit. Nu, pe acolo am venit. Îți zic eu. Bine. Ok, zoofilie încă o dată. Me like it. Rațele pot fi... Stop touching the... Îmi îndrept microfonul. Ți-l îndrept, era strâmb. Da, s-a strâmbat când a văzut poza aia cu rața cu femeia. Hop, ia-o-te. Hai, apasă! Stai că, nu știu, s-a blocat mouse-ul. Așa. August 22nd, 1999. Acum ești mulțumit că știu engleză, Costin? In America, they talk of building their cities to the skies, 1899, da. Nu 1999. Da, mă scuzi. To me this seems folly. O diferență de 100 de ani, dar nu contează. But perhaps it is simply a case of notion founded without a history of its own, Doamne, zici că zurus. Ce mă? We walk upon our histories. They are compacted into the very loam beneath our feet. The engineers were employed. Talked of this, they talked of how when building the underground trains they would often come across older tunnel
Crisscross in the Capital. Da, ne dăm mari că știm să construim orașe până la ceruri, tăcă. What palaces lie buried beneath us? We are digging, bla bla. Deci găsim multe chestii. Digging. We are digging this game. Opa! Da. Shit! Și pe lângă că ochelari și dinți sunt și însângerate. Ok. Foarte mișto. Cineva are ceva cu tocilarii. Dă drumul la muzică. Iar e asta, mă, cu porcul și cu copilul în cazan? Da, pentru că nu e așa. Pentru că de ce nu? Pentru că, evident. Bun, deci am fost în camera cu zoofilia. Uite, un ceas foarte vechi. Bună ziua! Am venit cu scaunul. Și îmi place că tu ziți ambele... Ah, ce era peret. Hai, ușa asta, o deschidem cu curaj. Cineva a comandat scaune? Cum ăștia afară? Da. Ah, suntem suferent, ai trecut de... O notiță avem pe masă. Nu, ce cât e ăla, pe da. Masă, pe chestia. October 11th, 1899. Oktoberfest! We integrate the very latest knowledge of chemistry using low levels of laudanum derivative in feed to subdue the product even before the initiation of the process. This means that when we drag them from explică the holding... Explică cum e crescut. Bă, stai că zice ceva, da, de... De pui, da, cum se fac pui, da. Nu cred că sunt pui, cred că sunt porci, dacă din moment ce sunt porci peste tot în jocul ăsta. Pentru că porcii se luptă cu pui, că puii sunt foarte mulți. Da, este gripa... Cumpărați și aclamați, așa că porcii și-au pierdut din fani. Și din această cauză porcii încearcă să distrugă pui. Da, da, este gripă aviară versus gripă porcină. Exact. Pa. Ce scrie? Fueling pumps. Volatile chemicals are in use. These materials are hardly corrosive. War protection. De-aia m-am îmbrăcat așa, vezi? Nimic nu mă poate atinge cât sunt în costumul meu de necromant. Pe domnul os nu-l atinge nimic. Pentru că pot să spun că mă doare la os. Nu le atinge nimic. Păi porci. Aia sunt porci. Și acum sunt porci cu un scaun. Dar ai văzut ce frumos am aruncat? Ia uite, stă și în picioare scaunul. Băi, băiatule, nota 10. Pentru talent. Trebuie să vorbești mai tare, să știi. Uite un cap de porc. Apune un cur de porc. A, pot să-l iau. Ceaua. Și un culiță. Aruncă-l. Avem ce să mâncăm de Crăciun, Costin. Aruncă-l. Ia. Nu așa, mă. Oh, uite. Așa, ia-l, îl luăm cu noi. Vede cum stă cu piciorul. Dar vezi? Chiar, bă, că pe Teddy nu-l mai avem. Da. Îți vom spune Piggy. Și vei veni cu noi. Make him the... Oh, dar ne mișcăm greu cu Piggy. Pe da. Hai că luăm pe Piggy când doamne, se plasăm. Clar, jocul vrea să-mi spună să mergem în jos. Sau fine. Nu! Așa, da aici? Da, de acolo ai venit. Jocul, nu, de acolo am venit. Nu, Gigi. De acolo ai încercat. Uite aici. Mor piggies. La pe ăștia nu pot să iau, da. Primesc pe agrepe. Ciocane. Și cred că... Bravo, te-ai închis. Gata, m-am ajutat. Opa. Se pare că este un fel de fueling station. Băi, cât de perspicace suntem. Scria da, mare pe panou, pumping station, știi? De fueling, băi, fel de fueling și pumping. Da. I have seen automobiles demonstrated that Mr. Yarham and Mr. Simmons works, but the smell here is all wrong. This is not petroleum, of that I am sure. Everything suggests to me that this machine must be significant in some way. Dar de ce va apărea acolo? Ce? The path is clear. It seems this chemical process is merely one part of a much larger complex. Not easy route for me then. I will follow my fever, the calls of my children. Dar chiar bă, nu i-am mai văzut pe copiii noștri de ceva vreme. Ai observat? Da, te lichidul la dubios scrie acolo. Ce poți să-l bei? Da, dar nu pot să... Pui ceva. Uite, pot să iau ciocanul să-l sparg să bag gura. Trebuie să pui ceva. Ce să pui, mă? N-ai ce să pui. Un container ca să iei cu el. Da, un container. De unde facem rost în container? Așa. Poate putem să-i punem în gura lui Mr. Piggy. Bună idee. Bună idee. El, pe de aia nu, hai să vedem ce pe acolo pe jos. Hai, Mr. Piggy! Mai cu viteză. Mamă, e greu port. Ah, știu cum să mergem mai repede. Vezi? La arunce. Da. Dar nu mai pot să... Bine, măcaci. Treci. Treci, Mr. Piggy. Treci. M-am pus-o pe șoarele. Stai, poate iau ăsta. Hai, Mr. Piggy. Încearcă să-l agăți. Oh, nu! Uite, sunt verișorii tăi aici. Încearcă să-l agăți. Agăți-l. Ce e sperie? Ha, mă! De ce trece prin cârlig? Nu merge. Ce frumos, aude. Ce...
Ok. Uite, asta e nevasta lui Mr. Piggy. Da. Și cum se numește? Mrs. Scroafă? Da. Doamna Scroafă, băi. Mrs. Și pe aici? Ceva interesant? A, da, da, e... Nu spune. Ce stai și pe aici? Costin! Am găsit un loc pe care trebuie să mergem, dar... Trebuie să pleci pe aici. Păi băi, vedem ce mai e pe aici. O fotiță. Ha-ha! O, oh, Doamne, cât scris! September 28, 1899! Imaginează-ți, au spus ei, o mașină în care într-o zi ar putea gândi ca un om. Ca și cum asta ar fi de dorit. Zici tu? Unul aproape că se lăuda că a creat... un om. Ce? Care se înmulțește ca un porc. Ia uzi, oameni și femei în toate cele patru, doggy style. Uite, rotting careless, e, vezi, deci făceau. Ejaculating their filthy little missives in the streets. Îți dau drumul în stradă, mamă, ce perversi ăștia. Alleys and gutters running freely with the careless spill of their conjoinings. Ia uzi, deci găseai... Scuzați pentru cei care sunt mai minori să uită, dar sperăm peste tot. Da, ca să înțeleagă și ai micii, sloboz. Da, sloboz. Poate nu știu ce okay, sperăm. Aerul simen. Era... Aerul era gros. Cu țipetele dorinței și corpurile pline de emoții, emisii. Am creat o lume unde omul este atât de depravat încât o să își împrăștie sămânța peste toți care trec. Da, and yet this is the condition. Bă, mai faci când ești beat în parc. Tu când ești beat în parc îți dai drumul pe toți cei care trec? Ok, Costin, vreau să merg cu tine în parc după club. Unul la mână, de ce ai vrea să mergi acolo în parc după club? Bine. Da, sunt scot de mine. M-a speriat deja ce vor ăștia cu mașine. Vreau să văd ce e aici. Închis ușa, că n-am încercat. Bine. N-am încercat-o, mergi. Dă-l, nu mai luăm pe Mr. Piggy că e gras și ne mișcăm greu. Care poți să sar cu el? Opa, suntem afară. O stradă. Dubioasă. Bă, da, ce casă aveam eu, frate? Adică casa mea așa pe... De fapt, aveam un cartier. Da. Bă, ce magnat eram. Strangers not allowed on these works. Enquiries to be made at the lodge. Super tare. Na, mănac, eu sunt străin și am venit pe aici. Hai, fă-mi ceva. Uite, aia că... Bă, nu, fă-mi ceva, fă-mi ceva. Așa, ostentativ să-i... Mamă, ce mișca. Muzică... Da, ai și biserica aici. Băi, deci am cartier rezidențial, bă, băiatule. Bun, eu trăiesc în stil, nu așa. Bell yard. Boycott. Ban swine stench from our streets. Manda's factory must close. Ia uzi, frate, deci asta e fabrica noastră. Nu le plăcea că facem porci. Facem sau tăiem porci? Tăiem porci, ne futem ca porcii, mă scuzați. O să conduc? This church is connected to the plant, but how odd? Chiar ce caută o biserică lângă o fabrică, sincer. Corect, că biserica nu trebuie să facă bani. Ce tâmp, pentru că chiar are logică. However, it does suggest another route into the main part of the facility. Given the locked doors around the fueling station, the truck blocks my the way. The trucks. Da, te tracii. Ia uzi, sabotorul știa că o să vin pe aici, pe la biserică. A zis că într-o zi și într-o zi o să intru în legătură cu cu divinitatea. Come on, papa. Unde-s copiii? Unde sunteți tu vă în gât? I can see more pictures at the top. Cât de tare. Și ce s-a întâmplat? Mai dai, nu, dai până pornește, nu. Mai dai. Da, nu mă lasă. Încă o dată. Aoleu. Nu merge, mă, trebuie să mai facem ceva, cred că întâi. Da, nu știu, îi lipsește combustibil sau ceva. Ia pasăm pe cât. Da. Delivery schedule. How in blazes are we supposed to meet these damn schedules even if the basic equipment we are provided with simply will not perform its designed function? These cursed newfangled trucks will only run a fraction of the distance my old nag managed before running out of... Da, mă, nu are benzină. Vezi că astea că merg foarte puțin până să rămână fără benzinărie. The gaffer says it's fine and there's plenty of pumps to refill them outside the factory walls.
but you end up dragging a blast tank from the truck to the nearest one to refill it. And the one in the showroom is empty again. Storeroom, doamne. I can't be turning the crank handle all the way only to find the tank empty. Da, mă gândesc la showroom, că știi ce facem noi când nu filmăm jocuri. Stăm în showroom? Cum? Nu. Ziceam, vorbeam singur. Nu mă băgam seama. Nu pot să ajung aici. One does not simply climb on that wall. Da, unul nu intră în Mordor, în biserică. Aha! Jocule, știu că vrei să merg pe acolo, dar haha, eu-s mai deștept și o să merg pe aici. Unde o să găsesc garduri și alt camion. Ah, și o ușă interesantă care este evident închisă. Și nimic interesant. Haha, aparent nu am reușit să fac nimic și tot aici trebuie să ajung. Vrei să... Doi ochi. Frică. Mami. Chemical transportation danger, highly corrosive, highly flammable. Ceva coroziv și... asta e o benzină. Dacă ar trebui să... Uite, e o fabrică. Uite porci, ai văzut? Erau porc în cutie. E viu? Era mișcat? Nu știu. Dar era un porc în cutie, era o cutie deschisă. Aoleo. Da. Da, uite, cum masacrează porcii. Interesant, haide. Ce curciuluțe aia de pe ăla? Nu-i cumva aia de pe majitor? Și unde o punem? Nu era porcul ăla acolo, nu? Nu. Haide! Hai că poți. Hai mă! Atât. Cred că n-ai pus-o bine. Scoate-o. Vezi? Poți să scoți. Nu trebuie pusă. Nu trebuie pusă, mă. Zi. Să mișcăm masa de aici, de o parte, de o parte asta. Mă, deci... Dar cum învârți chestia asta? Nu știu, știu. Fie de cum ai pus aia. This canister looks as if it may fill the pump I saw earlier. It certainly carries the same fetid on Holy Rig. Egal. I will not think of that which I saw past me in its cage. I will not gaze upon into that machine. Nu, că zice că this might look like it. Aoleo, trebuie exact. Să mergem acolo exact, unde exact, exact, hai acolo. Băga-mea și piciorul. Să zicem cum urcăm sus. Ah, crap. Și nu vezi nimic în față. Simți deja că aici o să întâmple ceva. Hai. Oh, boy. Da, mă, că zicea acolo că asta era goală, aia din store-ul era goală deja. Porci dubioși care scos. Unde-i porcul ăla care l-ai violat? Ce mai contează? De aia că nu e bine. Ce m-a speriat? Ia uite cum se bagă petrolul. Încetul cu încetul se fabrică oțetul. Ce frumos merge mâna pe mouse-ul ăsta. Hai, dă-te-n morți, mătii! Băi... Era doar petrol, mâncava și gura, lăsați-ne să luăm măcar atâta. Opa, a făcut ceva ca un porc. Bă, ăsta-i taliban, are dreptul la petrol. Da, adică... Ok, deci, e clar că ceva e pe un... Mosulică, ceva sparge ușa aia. Tu vezi? Da. Run, bitch, run! Oh, crap. Ceva a făcut ca un porc. Dear sweet lord, all of that is good and holy. I must make my escape, grabs the gun and its putrid contents and flee this place before that creature. The nearly man returns. The nearly man? Ok, deci trebuie să fug, ai zis bine. Run, bitch, run! Dar de ce nu pot să iau canistra? Încă n-am terminat de pus petrol, înțeles. Hai să mai stăm puțin. Da, ce că trebuie să iau asta să fug, dar hai să mai torn puțin petrol. Calit!
Run! Trebuie să stai pe acolo, fără să te duci spre ușă. Fugi! Vin aproape porcul, vin aproape porcul. Vezi că iese de aici. Nu iese de niciunde, dă-te în morții, mă! Doamne, iartă-mă, mă, ce în jur. Ce faci, mă, odată? Puh, ce m-a speriat de ăla! Ce speriat, mă, tii? Ce vrei, mă? Nu m-a învățat mama să încaleg, vezi? Nu știam să încaleg. Mă, ce m-am spus de obiectul ăla dubios? Dă-i seama cum să fie ceva dubios pe aici, nu? Da. Că trebuie. E porcul acolo. Acum să uiți, vezi, să uiți pe nefă. Bă, porcule! Hai să încercăm, hai să încercăm. De ce ești așa de porc? Hai. Ai blocat mașina. Nu mai merge. Aaa! Nu. Nu. Nu merge, hai. Morți, mă, tine. Așa, mă. Oh. Hai că s-a văzut în spate. Oleo, ce ciori. Hai, dracu, țigan. Cimitir. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Deci să vedem, avem așa. Întuneric. Cimitir și am deoparte. Avem cimitir. Oh, și nu cum să deoparte. Și mai mulți porci în cimitir. Bă! Hey. Dar nu e om ăla, ceva fără două cape, dar e chestia. Porc combinat cu om. Dar nu era porc combinat cu om. Era the nearly man pig. Man-bear pig. Man-bear pig, the man-bear pig. Și pe aici ce e? Mai multe plante, mai mult cimitir. Mai mult cimitir. Uh-huh. E interesant. Run. Bine, îți dai seama, ce face un om când e singur noapte și dubios peste tot? Merge prin cimitir. Și caută boașe. Nu, flori. La ce puteți să te gândești? Uite, porc. Dacă ăsta unul din cimitire e al nostru, de fapt, și noi suntem o fantomă și, de fapt, nu ne-am obișnuit cu ideea că, de fapt, suntem morți! Totuși, sunt închise. Și totuși, trebuie să mergem pe aici, e clar. E corect, coboară în criptă. Nu ne se poate întâmpla nimica. Bineînțeles, nu se poate întâmpla nimica. Opa! Tarararam. Dar ce vezi că se întâmplă ceva mare în spatele ei? Te vezi cum pâlpe. Da. Nu, apăsa. Livestock and Bibles. Lily dancing. Apăsat. Lily dancing on the table. Her eyes aflame. This love burnt into his heart. His heart scarred from the heat of this love. Of this love dancing. Love dancing. Dancing. Costin, se pare că sunt chel? Nu? Asta, ce, am arătat goliciunea asta. A scris ceva, da, să mor, deci zici că e criptă, nu temniță, mai biserică. We sat here, I remember. We sat in our back and we mourned, we prayed and we bowed for our heads. Da. Cât l-am detestat pe Dumnezeu, how I spurned him, aoleu. If this is our Lord, this pig who robs me of my wife, then I refuse his embrace. I will carve a new God for us all. Such a fool I was, such madness. If such blasphemous ravings had reminded me, I would be doomed. But even here I feel the machine throb beneath the flags and I love no more. That pain awaits me. Mi s-a limba plimbă în gură. Ok. O ușă închisă. E bine. Și biserica are uși închise. Băi, deci pentru mine toți au ușile închise, frate. Prea multe opțiuni. Și asta este închisă, bineînțeles? Normal. Nu e închisă. Nu știi tu să deschizi. Nu m-am învățat să deschid ușa la biserică. Doar să îngenunchez să pup sutana. Sau ce e sub sutana? Te-aș mă nevoie. Ce e sub? Ce scaun frumos. O să-l pun aici în ușă. Uite, uite, uite! Ce scrie aici? Două lumânări. Care s-au... îndoit la voința unui sfânt și au aruncat lumina lor către colțurile catedralei. Capelei. Părintele Jeremia, mă gândeam eu că pot să am încredere în el, dar e la fel ca restul. Așa că bătrânul preot s-a dus la... Pen sau penis? Nu, holding penis. Penis. Penis, da, holding penis. With his flock. Aoleu, da, s-a dus la holding penis cu flocul lui. L-a dat drumul la creaturile astea care alargă. Nu știu. A făcut cineva.
Cred că sunt persoanele alea de care vorbea scrierea aia, care mergeau peste tot pe stradă și își dădeau drumul prin, peste tot trecătorii. Ce frumoasă e biserica asta. Am găsit o din ea pe aici? Cred că este o biserică gotică din secolul 21. De 21, da. Nu este. Nu contează. Nu contează. Te scuzăm. Mă scuzi. Te scuzăm. Băi, închide ușa. Am venit, fiule! Băi, nu mă însor, deci lăsați muzica deoparte. Hai să vedem, hai să băm patul. La altar. Hai să băm. Vezi că ne întâmpină cu muzică. Aia vreau să zic. Se știe că vrea să vin aici. Bă, da, unde sunt toți pioșii? Pioșenii. Bă, ce asta, mă? Crezi că este expresia muribundă a sufletului? Când sufletul moare, porcii masacrați ajung pe altar. Porcii zboară. Porcii zboară. Teoretic, când cineva e mormântat, nu-i mâncă. Bă, ce trebuie asta, mâncați și mâncați? Yeah, he's the pig. Bă, deci ăsta n-a glumit când a zis că face el singur zeu. A făcut un zeu porc, care masacrează porci. Poate e un porc. Vezi că așa stea și... Doamne sfinte. Fiule. Te rogi la el, nu? Fiule. Bă, 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 pam, pam. Un fel de mecanism. A secret in infernal. Unul infernal. Lipsește, lipsește un candlestick. Aoleo, cine face pasaje secret într-un loc de rugăciune, domnule? Nu zeu porc. Porcinius. Vezi dacă e pe masă pe aici cumva. Zeu Porcinius este pe aici probabil. Tu cum ce să deschizi ușile astea, mă? Ia uite. Dar nu mă las să deschid, a? Ia pornește. Aha. Mă lasă, mă. Nu vrea. Nu? Ce ceva ajuns acolo? Festinius! Nu. Nu, trebuie să punem cărbun, uite, vezi? Trebuie să punem cărbun în mașină, dar nu mă lasă. Nu se deschide. Bine că mai avem alte... Aia este. Cinciuși. E ceva și cu aia, îți dai seama. Cinciuși. Dar s-a terminat muzica, ai observat? Da. Nu-mi place când se termină muzica. Asta e închisă, da. Ghiși ce trebuie să facem, Costin? Trebuie să mergem înapoi prin... Da, vezi că ai niște uși în dreapta. Unde? Dreapta, și dacă mergi așa, mergi, sări. Și mergi drept. Uite o biserică. Doamne, iartă, o biserică. Ai vrut să spui un cuvânt logic? Am să spun o carte. Uite-mi cum porc. Hello! E Teddy! E Teddy! L-a regăsit pe Teddy! Nebunule, ce cauți aici? Nu știam că te faci preot. Hai cu noi, Teddy. Ne-a fost dor de tine, dragule. Aoleo, nu te mai pierdem. Okay. Întrebare morte, cum dracu a ajuns să stai aici? Acum, înceapă panica. Teddy, nu fii nebun. Sper că nu țipai tu, Teddy, nu? Te prosti, Teddy. Lasă-ne pe noi să ne prostim. Nu! Nu! Ia, scoate-l! Las, pune-l aici. Luăm ăla. Ne ducem. Trebuie să revenim. Bă, dacă... Teddy. De ce, dracu, mă? Lasă-i ajut și ea mai mult. Father Jeremiah's Journal, October 1st, 1899. They flock to us now, where once I had to walk amongst them to bring salvation into their lives. Now, drawn by the warmth in winter, by the food that Mandus distributes, my church is full and my charges are saved. He walks amongst them and they almost worship him. He will almost, not allow almost. Them to work in his factories, claiming that his workforce are specifically trained for the new machinery he uses and that it will be responsible, nay, unethical to risk such precious lives. Bă, deci practic eram un fel de zeu, deci erau toți Mandus. Eram Michael Jackson când veneam pe scenă. A changed man since Mexico, it is to be praised that in the face of such appalling tragedy and from the confines of blah blah blah, ce fac cu Londra, unde e ăla? E jos. Aha. Bă, deci să ne întoarcem după Teddy, frate, eu nu mai pot să pe Teddy. Cum mă
mai zis, bă, să chizi ușile. Stai că știu cum să facem. Ia fii atent. Bă, da, aici ce e? Bă, poate îmi pierdem. A, pe aici, am fost și pe aici. Da. Nu? Da. Aici ajungem fix acolo. Da. Și aici nu știu unde este. Ah, era cealaltă da, intrare. Era... Wait. Hopa! Hopa! Îl pierdem pe Teddy. Your faith shackles your vision, professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Aici nu putem să mergem astea clar. Da, mă, și pe acolo am intrat noi. Nu-l pierdem pe Teddy niciodată, Teddy nu mai va... Totdeauna va fi alături de noi. Teddy, am venit să te luăm, să te salvăm. Am dat cu capul de câteva rafturi, dar Teddy este rezistent. Este un luptător. Aruncă-l încolo ca să... Da, aruncă-l. Hai, ia... Deci mai întâi mergem până acolo cu Teddy. Corect, corect, că nu știu ce se întâmplă pe urmă. Hai, Teddy. Cam aproape de noi acum. Cam prea aproape. Îi văd penisul lui Teddy. De plus și el. Pune-l aici la sacrificiu. Să nu, îl să punem aici lângă porci? Să nu stea singur, a? Exact, să nu stea singur, să se simtă exclus din... Bă, dar ce șmecheri suntem cum am nimerit, dar nu era uși pe partea aia? Nu, pe de acolo ai venit. Nu mai era nimic în camera asta, nu? Nu, n-am fi. Sigur? Sigur. Nimic interesant. Pe rafturi, pe chestii, niște crucifixuri, da, niște plante. Așa, crucifixuri 15 lei, apă sfințită 12 lei 50. Costin, ce le ai? Asta sunt prețurile. Lumânări, un leu în funcție de cantitate și de pam, volum. Pam, pam, pam. Totul ca să ajungi. Uite, uite un porc și un bebeluș care suge sau unui porc. Man. Cât de pervers. Mam. Cât de pervers. Ia să nu. Mă, cum intrece direct tu? Aha! Mișcă și pe asta, în interior. Interior. Ok. S-a deschis ceva, Teddy? Vino încoace. Teddy! Aha, s-a prins foc în camera asta. Băi! Băi, băiatule! The engine fires! The flames are stoked! I hear steam in the walls, vibration upon the very air. My heart falters the prospect of throwing the lever and exposing the workings of this dark contraption. But my children beckon me! Să-mi revin pe ce l-am găsit pe Teddy. Ce bine mă simt. Da, și eu. Este... Ai tras-o de aia? Da, am tras-o. Dar nu complet. Pam pam. Oh, oh, oh. Se pare că nu am nicio alternativă, trebuie să cobor și că sper ca Dumnezeu să aibă grijă de sufletul meu. Cine? Oh. Porcul sau it is my bedlam and I am to be cast as Matthew, then I will wear the mantle for the sake of my boys and face whatever horrors lie beneath the altar. Hai, Teddy. Teddy, nu te ating pe curs, să știi. Ce urât vorbești, Costin. Tam, tam, tam. Vezi ce cred eu, Costin? Nu, mai cred de nimic. Eu cred că Teddy... Ne-a dus aici. Eu cred că ar fi o idee să salvăm aici. M-am și să continuăm după... Astea. Sunt foarte mișto sunetele. Dragilor, ne revedem... În episodul următor, rămâneți cu noi, cu Lordul Os și Costin. Bye, bye! Bye, bye, bye.